transmit domnului secretar general Petrache, de aici de la Suceava, din Bucovina, că eu nu por discuții cu domnul Petrache sau cu domnul Popescu sau cu domnul Irinel Popescu. Eu port discuții cu secretarul general al partidului. Deci domnul Petrache aici s-a aflat într-o mare eroare. Evident. Pentru că am fost conștient că am putea bloca constituirea acestui birou județean, am semnat hârtia la rugămintea domnului Petrache pentru a nu da un semn negativ vis-a-vis de dorința tuturor de unificare. Și repet, și o spun aici, dacă nu mi se va da dreptate conform statutului Partidului Național Liberal la forurile superioare, mă voi adresa instanței. Dacă voi câștiga, voi face pasul următor. Dacă voi pierde, îmi voi da demisia din Partidul Național Liberal, îmi voi cere scuze în fața tuturor colegilor mei și le voi spune că am greșit, îmi cer scuze și voi părăsi cu demnitate Partidul Național Liberal și cu pata aceasta.